Ministru, cu ce gânduri ați votat? Am votat cu multă speranță. Am votat pentru un viitor mai bun în Caransebeș și în județul Caraș-Severin. Îmi doresc pentru Banatul de Munte și pentru Caransebeș ca, începând de mâine, să avem manageri pricepuți, edili, care își iubesc orașul, respectiv iubesc județul. Caransebeșul trebuie să renască, să fie din nou ceea ce a fost și din zilele următoare să poată avea un primar destoinic, un primar care schimbă în bine viața cetățenilor. În același timp, la Consiliul Județean am votat un candidat priceput, un candidat care va arăta că se poate și în Caraș-Severin. Pentru că acest județ binecuvântat de Dumnezeu merită să fie apreciat și respectat, iar cetățenii săi să aibă o viață mai bună. Așadar, pentru un Caransebeș care să renască și pentru un județ care să fie apreciat și să fie respectat, cred că aceste voturi au fost și cu sufletul, și cu mintea, dar în mod esențial cu speranța mea de a fi mai bine pentru toată lumea. Mulțumesc frumos!